Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și astăzi vom face o italare cu trei variante, dragii mei, pentru că, nu știu, mi-a venit așa să fac trei variante diferite, deoarece sunt atâtea tipuri de oameni în lumea asta și m-am inspirat așa cumva în trei variante pentru ca să vedem dacă putem atinge cât mai mult caracterul, persoana, felul de a fi și cum este această persoană care dumneavoastră o adorați, o iubiți sau, pentru unii, dacă îmi permiteți, persoana pe care ați iubit-o, cu care nu mai sunt dar care va a rămas adânc în suflet. Haideți să vedem ce caracteristici are acest om drag, această persoană, pentru că astăzi ne vor arăta cărțile exact cum sunt aceste persoane interior și exterior. Drăguților, aș vrea să vă alegeți una dintre cele trei pietricele. Am pietricica albastră, pietricica roșie și pietricica uh, maro, așa că haideți să vedem fiecare dacă în funcție de culoarea cu care rezonați, va rezona și ceea ce povestim aici. Eu, în timp ce voi amesteca cărțile, am să mulțumesc tuturor celor care se uită pe canal. Mulțumesc frumos pentru abonări, pentru like-uri, pentru comentarii, pentru tot ceea ce dumneavoastră îmi aportați. Deci chiar vreau să mulțumesc în mod deosebit tuturor persoanelor care m-au ajutat și mă ajută zi de zi în a îmbunătăți munca pe care o fac aici. Și mulțumesc frumos pentru sugestii, pentru tot ceea ce dumneavoastră îmi scrieți. E o mare plăcere, vă iubesc și vă pup pe toți și sper că tot ceea ce facem aici împreună să vă placă și să reveniți cu drag să mă ascultați și să ne uităm la aceste etaleri minunate. Haideți să vedem, dragii mei, o să împărțim cărțile ca pentru fiecare etalare să avem un număr de cărți exact și am să folosesc două stiluri de tarot pentru a vedea care este situația. O um, să scoatem 5 cărticele din fiecare. Și am să iau și tarotul pisicuțelor. Am să le pun mai sus ca să putem vedea pentru fiecare în parte care este situația. Bun, dragii mei, haideți să luăm și de aici trei cărți, pentru că aș vrea să fac o descriere atât interior cât și exterior a acestor persoane despre care vom vorbi astăzi, cei la care dumneavoastră vă gândiți. O să tragem o carte 2, 3. Aici punem la fel 3 cărticele, exact cum vine în ordine. Și la ultima, la fel, o să punem 3 cărticele, după care o să le mișc ca să le putem și interpreta. Bun, drăguților, acestea fiind spuse, aș vrea să vă gândiți un minut ce culoare de pietricică credeți că rezonează cu dumneavoastră. Mai spun o dată, pietricica albastră, pietricica roșie și pietricica maro. Așa că haideți să vedem cum arată interior și exterior această persoană de care dumneavoastră v-ați îndrăgostit. Dragii mei, am să încep cu pietricica albastră. Am să las un pic de deoparte celelalte două pietricele și haideți să vedem la pietricica albastră care este situația. Am să le pun așa ca să se vadă și ca să le interpretăm împreună. Drăguților, cei care ați ales pietricica albastră, uh și vreau să spun de la început, sunt niște etalări generale, dacă doriți o etalare privată aveți datele mele de contact mai jos, acestea sunt generale, așa că luați doar ce rezonează cu dumneavoastră, vă rog frumos. Deci, pentru cei care au ales pietricica albastră, dragii mei, văd aici că acest om de care vorbim în această, în această alegere, în această etalare, este cineva care are, iertați-mă, este cineva care are o personalitate foarte proeminentă. Cred că este un om pasional. Este un om care, cum să vă spun, și îmbrăcat și dezbrăcat, spune ceea ce dorește, cum vrea, când vrea și așa mai departe. Am senzația că dumneavoastră v-ați îndrăgostit pur și simplu foarte mult de fizicul lui. Apare aici o atracție extraordinară la nivel fizic. Ceea ce mai simt este că este un om care v-a făcut să trăiți o mare iubire, dar are multe răni emoționale, drăguților. Se pare că acest lucru a cauzat plecarea sa pentru că văd aici că mulți nu prea mai sunteți împreună, nu prea mai comunicați sau pur și simplu țineți legătura foarte, foarte puțin cu această persoană. Eu cred că omul acesta a încercat să nu se grăbească în relația cu dumneavoastră și de ce spun acest lucru? Pentru că văd aici că au vrut să se arunce inițial puțin cu capul înainte în ceea ce făcea, dar s-a simțit vulnerabil. Și cum aceste persoane îi place să fie puternică, îi place să-și conducă propria viață, nu a acceptat să vină lângă dumneavoastră în orice fel sau atât de repede cât v-ați fi dorit dumneavoastră, dragilor. Ce mai văd aici este că are foarte mult temperament, se enervează din senin și probabil că nu vorbește decât despre ceea ce îi place lui. Probabil că atunci când mergeți undeva la mesele cu prietenii sau ieșați împreună, era genul care acapara toată atenția. Ce mai simt aici este că vorbește foarte mult despre pasiunile lui, se mișcă și se agită foarte mult pentru prieteni și nu întotdeauna aceștia sunt niște persoane sincere pentru că văd aici că a atras foarte mulți prieteni care au venit din mult interes alături de el. Da? Deci poate că omul ăsta are o firmă, are niște relații, are niște contacte sau pur și simplu ca persoană, dragii mei, este un model de familie sau a fost un model pentru cei din jurul lui. Problema este că ei se apropie și oameni buni și oameni răi și știți cum e, trebuie să faci discernământul între cei care vor să stea lângă tine din dragoste și cei care vin numai din interes. Ce mai văd aici este că acest om este foarte descurcăreț, a pus multă pasiune în ceea ce face în viața sa și la nivel profesional și la nivelul muncii. Îl văd aici foarte bun să știți în meseria sa, probabil că nu e vorba de studii cât de faptul că are foarte multă dexteritate. E un lucru care și dumneavoastră l-ați admira cumva la el pentru că de câte ori vorbea de munca sa, vorbea așa ca de un palat pe care l-a ridicat singur. Ce mai văd? E clar că s-a arătat în fața dumneavoastră așa cum e, pentru că eu văd aici că această persoană la un moment dat făcea așa niște glume, lua un pic în derâdere, să știți viața, și nu i-a fost teamă să schimbe foarte repede ceea ce l-a plictisit. De ce spun asta? Pentru că de multe ori această persoană era instabilă, schimbătoare ca vremea, mai bine spus. Ce mai văd? E că astăzi spunea un lucru, mâine altul, până să vă scotea cam din sărite acest comportament. Altceva uh, e că ați avut și cred că ați avut multă încredere la început în această persoană, dar dumneavoastră nu ați avut nimic clar însă cu ceea ce urma să se întâmple. Adică un viitor clar nu ați văzut cu el, tocmai pentru că era o persoană care put punea, să spunem un pic așa în umbră tot ceea ce era în jurul lui mai puțin persoana lui. Un pic narcisist, dacă îmi permiteți, da? Eu uh, mai simt aici că această persoană, din păcate, uh, va controla și va manipulat un pic pentru că, nu numai pe dumneavoastră, pe oricine în jurul lui, pentru că văd aici că ați încercat cumva să vă păstrați felul de a fi, dar această persoană vă influența foarte mult și scotea din dumneavoastră să spunem cei mai rău, adică vă enervați destul de des, încercați să vă apărați, pentru că multe dintre cuvintele lui, după ce a fost dragostea de la început, s-a transformat în critică, dragii mei. Și atunci când persoana dragă nu face decât să te critique, să-ți scoată ochii, să-ți spună că așa nu, așa nu, nu ești bun de nimic, nu faci totul un regulă, sigur, la un moment dat te saturi și îți și tu. Ce văd aici este că veți avea mari schimbări pentru că văd aici că sunteți obosiți și ați fost chiar obosiți în relația cu această persoană pentru că a trebuit să țineți ritmul cu un om un pic cam agitat. Eu uh, văd aici că el s-a împărțit într-o între o altă familie și servici de ce situație de trio amoros sau percep că avea alte relații secrete, la fel cum făcea cu dumneavoastră, mai avea și pe altcineva pe lângă. Oricum, când ați apărut în viața lui neașteptat, se pare că a încercat să vă facă loc o perioadă după care nu a mai găsit soluții. Mai bine spus, s-a făcut că nu mai găsește soluții. În momentul ăsta, orice contact este rupt, și cred că persoana aceasta e clar în altă parte, unde, dragilor, deși s-a întors, să dovedește că nu este ceea ce își dorește. Dar știți cum e, lăsați-l să stea acolo ca să simtă cum e. Eu cred că persoana asta a ales foarte logic, nu cu inima, cum ați făcut dumneavoastră, și uh, a crezut că întoarcerea aceasta la cineva din trecut sau la cineva dinaintea dumneavoastră va fi soluția să scape uh, de gândurile și de dragostea pe care o simțea. A fost total mișelește, dar credeți-mă că Dumneavoastră ați realizat că nu aveți nevoie de acest om ca să fiți bine. Văd că de multe ori v-ați pierdut răbdarea cu felul lui de a fi, și când, când se purta cald, când recești deja, erați cam sătui. De altfel, n știu, știut mulți ce să mai credeți. Eu cred că el trăiește prea mult cu picioarele pe pământ, dar s-a retras la modul cel mai uh, ordinar cu putință din viața dumneavoastră, și asta v-a făcut să vă gândiți că chiar nu merita efortul. Eu cred că se pare că această persoană nu a trecut peste bagajul său emoțional. De ce văd aici situație să știți din trecutul lui cumva. Are o frică interioară de a-și deschide inima, de a începe de la zero, cred că asta l-a făcut să dea un pas înapoi și nu a putut să renunțe la situația din trecut și la zona lui de confort. Ce se întâmplă? Eu cred că ar trebui aici să se ierte în primul rând pe el și să le iertați și dumneavoastră ca emoțional să mai funcționeze ceva vreodată. Văd aici că mulți stați poate de vorbă cu dumneavoastră în interior și aceste persoane la fel pentru că n-au văzut niciun fel de soluție. Deci lumina asta de la capătul tunelului nu prea a apărut nici pentru dumneavoastră, nici pentru ei. Uh, mulți v-au oferit poate la un moment dat umărul doar așa ca o prietenie, uh, ca o fraternitate chiar aș putea spune, ceea ce clar v-a deranjat, pentru că atâta timp cât nu au putut să vă ofere ceea ce doreați, pentru că dumneavoastră ați dat o iubire profundă ca de familie, ca de pereche adevărată, acest om s-a rezumat din păcate la o simplă uh, prietenie. Eu cred că v-ați povesti secrete lucruri și uh, lucrurile acestea acum cumva le regretați pentru că omul ăsta știe prea multe despre dumneavoastră. Puse cap la cap lucrurile, dragii mei, pentru cei care ați ales pietricica albastră, este clar că este o persoană atrăgătoare, dar este o persoană care se schimbă ca vântul și nu te poți baza pe ea. Deci, în continuare, văd că va rămâne în acea energie de uh, a nu ști încotro să o ia și uh, ar vrea mai mult să stea singur decât acompaniat, pentru că întotdeauna a schimbat diversi parteneri. Drăguților, aceasta a fost etalarea numărul 1. Haideți să vedem acum la pietricica roșie, dragii mei. Am să strâng aici cărțicele ca să nu ne incomodeze. Haideți să vedem ce se întâmplă la pietricica roșie, iubiții mei, să vedem ce ne spune caracterul acestui om pentru cei care ați ales cărticica roșie. Bun, avem și aici o situație tare drăguță, dar haideți să vedem dacă e bine sau e rău. Eu cred aici că a fost vorba clar, dragii mei, pentru care ați ales pietricica roșie. De genul de om cu care ați simțit că vă puteți înțelege la orice nivel. Eu cred că ați vorbit cu omul acesta mult timp înainte, chiar în plan prietenie, până când s-a înfiripat o relație de dragoste. Deci, total opus, o situație de la pietricica albastră. Ceea ce simt aici este că cred că vă cunoașteți ori de mult timp, ori vă cunoașteți perfect sau bine de acolo de unde ați muncit, ați stat împreună sau poate în relații diferite, la un moment dat ați ajuns să fiți unul cu celălalt. Eu cred că totuși aici a fost o mare problemă pentru că această persoană a ajuns cumva viața noastră prea târziu. Văd aici că îi pasă de voi, dar s-a protejat foarte mult pentru că încă problemele din trecut l-au urmărit sau au urmărit-o, dragii mei, luați după genul de persoane care mă ascultă ceea ce se potrivește. Eu cred că aceste persoane nu prea au vrut să se implice pentru că au știut că vor fi o povară în plus pentru dumneavoastră. Văd aici că și în această situație omul acesta a luat clar hotărârea să plece din viața dumneavoastră și nu v-a întrebat însă nici ce simțiți, nici ce uh, vreți de la viață, nici ceea ce să mai Putea face, e ca și cum a aruncat o haină veche și a plecat. Eu cred că asta v-a dus la durere și dezamăgire, pentru că ați simțit clar că ați intrat un pic prea devreme în această relație care nu se vindecase din ambele direcții. Eu cred că. Uh, această persoană nu știe, nu știe ce vrea și de ce spun asta? Văd aici că aveți de-a face cu un om complicat, dragii mei, și când spun complicat, aici este vorba de cineva analitic. Pare ca un contabil care ia notițe și care pune totul pe hârtie, nu uită niciun detaliu și este genul acela care când vrea să zică ceva chiar scoate ochii și-și aduce aminte de acum 100 de ani de lucruri. Eu cred că dumneavoastră vă simțeați analizat, vă simțeați sub lupă, vă simțeați controlați, nu știu, cum va încerca așa să, se, să exercite și o putere asupra dumneavoastră, pentru că a fost genul care poate v-a cerut și lista cu câți iubiți ați fost, de câte ori ați fost măritat sau însurat, de ce v-ați despărțit de foștii și, cum se spune, și laptele sub de la mamă, da? Era un om curios, prea curios, cred că pentru dumneavoastră și mulți ați realizat că acest lucru vă cam deranja. Într-un cuvânt, dragii mei, ați avut de-a face cu un om ca un polițist. Deci dacă vreați un polițist, acest om era perfect să investigheze. Cu o memorie excelentă, care nu uita detalii și uneori reacționa cu exagerare față de dumneavoastră. Uh, el era genul care spunea, eu știu mai bine ca tine, eu știu ce vei face, cum vei face, ceea ce de multe ori v-a scos din sărite pentru că clar, se simțea confuz și verifica prea multe lucruri. Știți cum e când cineva deja stă cu lupa pe tine, nu mai este sexy și frumoasă relația. Logica se pare că era instrumentul lui numărul unu, dar știți cum e, viața este făcută și din pasiune și din lucruri frumoase, nu tot timpul să stai cu arma la umăr. Eu cred că exista multă frică aici din partea lui, să știți, de o anumită eroare, durere sau eșec. Văd aici că motivele pentru care, după ce v-ați cunoscut și v-ați îndrăgostit de această persoană, au fost niște certuri pentru că tot timpul era nehotărât, tot timpul nu credea în nimeni și nimic. Nu credea în relația dumneavoastră, comenta poate ceva de rău și de persoanele din trecut sau mai mult nu spunea un cuvânt și atunci nu știați la ce să vă așteptați. Era un pic ascuns, misterios și știți cum e, câinele care nu latră, mușcă, da? Deci um, e clar că dumneavoastră v-ați dori ca să îmbătrâniți lângă această persoană dar această persoană era uneori rece, nehotărâtă se supăra din senin de fapt el se supăra și el se împăca cred că uneori limbajul dumneavoastră l-a deranjat și cum sunteți două uh, se spunem, în fir tot, total diferite și destul de dure de, de multe ori erau diferențe în exprimare și mentale, deci dumneavoastră spunea ceva ăsta înțelegea altceva și se supăra sau îi sărea țandăra Uh, pentru unii mi-aș permite să spun, dragii mei, că uh, situația noastră cu această persoană a fost un fel de prințesa s-a îndrăgostit de propriul călău, da? Pentru că văd că și nivelul dumneavoastră față de la aceste persoane era total diferit și nu mă refer la studii. Uh, vorbesc la vicii personale, la războaile de orgoli și la discrepanțele energetice cu care această persoană venea. Eu cred că raționamentul acestui om și cât de arogant era câteodată, suferea așa un pic de grandoare, avea întotdeauna un plan, o strategie și uh, dumneavoastră chiar vă gândeați, mă, dar cu ce mai vinea să mă întrebe sau ce capcană mai impune mâine? Cu alte cuvinte, acest rând de viață agitat și lupta din interiorul acestei persoane, foarte ambițioasă de altfel, va a făcut să dați un pas înapoi. Eu cred că această persoană are rând și el din trecut. De ce spun asta? A permis la extrem de puțin oameni să știți să se apropie de el în intimitatea sa. Dar minte, ce să mai spunem de dragoste, vă dați seama, adică dacă dumneavoastră v-a iubit, e o mare excepție de la regulă, pentru că nu au fost capabili să iubească de multe ori în viața lor. Totuși, eu văd aici că dumneavoastră ați intrat în viața lui ca să-i dați un pic universul peste cap. De ce spun asta? Pentru că lângă dumneavoastră nu s-a mai simțit singur, nu s-a mai simțit diferit, eu cred că aici a încercat cumva să vă domine și a văzut că nu poate. Este, să știți, speriat de felul dumneavoastră foarte direct, sincer, vesel câteodată pe care l-ați avut. Eu văd aici că dumneavoastră chiar făceați niște glume când el de fapt se sufoca, urla și făcea ca toate cele. Probabil că nu a fost foarte interesat și eu cred că din cauza aceasta va părăsi pentru că el caută un alt gen de om sau un alt gen de persoană. V-a și spus de multe ori că pasiunea și interesul trec destul de repede, că vede ceva atractiv și foarte ok în dumneavoastră, dar că nu se gândește la viitor. Ceea ce simt aici este că uh, agresivitatea, impulsivitatea și cum era această persoană uh, v-au făcut să, să nu mai vreți să, să fiți cu el pur și simplu. Și el a plecat, dar și dumneavoastră a spus pleacă și lasă-mă. A exagerat mult în discuții pentru că eu văd aici că nu se pregătea, uh, nu se simțea mai bine spus, iertați-mă, pregătit să vă înfrunte. Pentru că de și să sunteți un adversar uh, adevărat și redutabil. Eu cred că această persoană a suferit din lipsa siguranței în viața sa și probabil că n-a simțit că poate să facă față cu cineva care era un fel de egalul lui, adică dumneavoastră. E omul care percepe... Uh, cum să vă spun, că ați adus un aer proaspăt în viață, dar ceva a degenerat în el și s-a panicat. Drept pentru care eu cred că tot ce a încercat să facă cu dumneavoastră a fost opusul a ce simte. S-a îndepărtat când de fapt nu știa cum să rămână. Vă iubește, dar nu vine din cauza că este teamă de ceea ce va urma și cred că tot timpul a simțit nevoia să se apere și s-a închis într-o anumită carapace. Da? Deci lăsați acest om să stea acolo unde e pentru că atunci când va înțelege cum funcționează lucrurile, probabil că va reveni singur. Dragii mei, am terminat și cu etalarea numărul 2 de la Pietricica Roșie. Haideți să vedem și ultima pietricica, Pietricica Maro, ce ne spune ea despre această persoană dragă, despre acest om la care noastră vă gândiți și îl uh, iubiți, la adorați sau ați fost împreună cu el. Vreau fiecare să ia ceea ce rezonează de aici. Dragii mei, ce văd aici? Uh, e un om căruia nu-i place să schimbe nimic. L-ați găsit pe omul ăsta foarte pătrat, așa, pus într-un tablou de Picasso, totul era numai un drept, nu exista nimic rotund, nimic drăguț, nimic care să fie decupat de altă manieră. Cred că aveți de-a face cu genul de om care noutatea și schimbarea îl sperie la propriu. Mai văd aici că principiile sale au fost puse la îndoială de voi, pentru că probabil uneori s-a simțit atacat și a dat vina pe dumneavoastră atunci când nu știa ce să răspundă. Mai văd aici că aveau multe, multe secrete, lucru care iarăși v -a făcut să dați un pas înapoi, să vă gândiți, mă, ce ascunde ăsta tot timpul? De ce nu pot să am un dialog deschis? Adică, vorbea cu dumneavoastră, afla toată viața noastră, iar noastră despre el nu știați nimic la sfârșitul unei ore de vorbit. De ce? Pentru că s-a ferit să spună tot ce simte și s-a ferit să spună ce simte și despre persoanele din trecutul lui ca să nu fie judecat, ca să nu fie acuzat, pentru că eu văd acolo că poveștile din viața acestei persoane s-au terminat și înaintea noastră foarte trist. Deci era convins că va fi judecat și că veți gândi la fel de urât despre el ca și alții. Ce mai simt este că închide gura și pleacă decât să vorbească deschis. Deci cred că de multe ori, iertați-mă, v-aș certa singur sau cu pereții. Ce mai văd aici este că cu dumneavoastră s-a simțit foarte bine, a fost multă pasiune, mult sex, deci a fost aici o relație foarte fizică cu o transcendență extraordinară, deci aici ați compaginat chimica perfectă, da, ca în 50 de umbre ale lui Grey. Problema este că E că cu această persoană văd că e ca și cum v-ați fi cunoscut din altă viață, pentru că uh, ori dumneavoastră, ori el, în această relație, și-au găsit nașul. Ce vreau să spun este că această persoană e un pic friki și chiar o să spun de ce este friki, pentru că și partenerii dinaintea dumneavoastră au cam fugit din calea sa. E prima oară când se îndrăgostește, dar în momentul în care a venit în viața dumneavoastră, s-a văzut într-o oglindă cât un perete de mare. De ce spun asta? Pentru că e cineva identic ca dumneavoastră, doar că are al sex. Până la dumneavoastră era cel mai tare din parcare, cum se spune, și dintr-o dată a apărut o altă stea de cinema, dumneavoastră. Nu se aștepta să simtă nimic, nici să se îndrăgostească și avea o viață liniștită, rutinară, nu ieșea el acolo din tabieturile sale, când la mare, când la munte și cam atât, sau la birou. Eu cred că ați apărut ca o cometă, ca un meteorit și i-ați descolocat acestui om toate principiile anterioare despre femei sau în cazul domnilor despre bărbați. Pentru că Văd aici că a suferit de multă violență, să știți, în copilărie și a avut răni în relația cu mama sa. Mulți aici au avut lipsa tatălui sau au fost crescuți de bunicii care, din păcate, nu au știut să scoată din ei ce a fost mai bun. Văd aici multă concurență și cu un partener de afaceri, cu un frate, cu o soră, cu un uh, tovară sau cu, chiar cu cineva cu care lucrează. Întotdeauna acest om a suferit de diferențe și le-a adâncit cu timp. Da? Deci îi place să critique oamenii din jur ce fac, cum fac, ele mai bun, ăla e mai rău și așa mai departe. Ce mai văd este că, cum nu este sigur pe sine... Uh, știți cum e cea mai bună armă când nu e sigur pe sine care e atacul, da? Deci este primul care începe discuțiile, scandalurile. Ați văzut cum sunt pisicuțele acelea mici când te apropii de ele, scuipă și își ridică părul și coada de pe spate. Exact la fel se comportă acest individ când dumneavoastră vă uh, certați sau îi reproșați ceva. Se pare că are nevoie de mult confort, de mult control și de multă terapie psihologică. Spun asta pentru că stabilitatea sa a fost total zdruncinată din relațiile anterioare și trebuie să aveți multă răbdare cu omul ăsta. Eu cred că este un om singuratic sau că singuratic era și când l-ați cunoscut solitar și nu prea a permis nimănui să se apropie de el. Ori au fost în niște relații, să știți, de familie defectoase. Deci, chiar dacă ați fost într-un triu amoros, omul ăsta nici cu cealaltă, nici cu dumneavoastră nu se simte împlinit și fericit, rămâne așa agățat ca între două lumi, da între două lumi, între două uh, case, între două femei, etc. etc. Eu văd că reacțiile sale, sincer, v-au epuizat și v-au obosit. Aici e ai ceva care, la care dumneavoastră ați ajuns un pic la maxim. Ați fost dezamăgită sau dezamăgiți, dragii mei, de ritmul acestui om, pentru că intențiile sale au fost serioase la început sau cel puțin așa, picta frumos. Însă certitudinea că va putea rămâne cu dumneavoastră a dispărut pentru că nu a stat până la capăt. Când vă era lumea mai dragă, a luat tot și a plecat sau a luat tot și a dispărut sau pur și simplu v-a spus adio, nu mă mai întorc. Este un om timid pentru că uneori să știți părea tradițional în anumite situații, dar din păcate... Asta v-a făcut pe dumneavoastră să închideți ochii și să sperați că va rămâne acolo unde venise. Ce simt despre omul ăsta este că, nu știu, E ca și cum v-a luat timp să îl analizați, să vedeți în final cum este, pentru că misterul ăsta și faptul că nu povestea cam nimic despre el v-a făcut să nu vedeți un viitor clar. Cred că mulți sunteți astăzi la distanță și așteptați cumva momentul potrivit să reveniți sau să vă apropiați de el ca să-i mai spuneți vreo două vorbe care au rămas în așteptare. Dezamăgirea a fost și ea destul de mare aici, a? pentru că persoana asta lângă dumneavoastră era autentică, dar, din păcate, în momentul în care pleca, nu mai era nimic frumos ce văd că au luat în glumă un pic relația cu dumneavoastră și probabil că glumele pe care vi le făceau sau insultele pe care vi le adresau v-au cam uh, făcut să vă și v-ați cam retras, dragii mei. Niciodată însă văd că această persoană nu a pierdut interesul în dumneavoastră, deci chiar dacă au plecat altă parte, chiar dacă nu mai sunt cu dumneavoastră și se fac că plouă și că nu le pasă, credeți-mă că se, se gândesc profund, profund, profund la femeia sau la bărbatul cu care au fost, adică la dumneavoastră. Eu cred că a urmat aici un instinct și dorința de a pleca unde credeau că vor fi în siguranță și fericiți, dar credeți-mă că aceste persoane și-au luat lecția vieții, da? Deci nu sunt fericiți, nu sunt bine, însă nu știu cum să mai vină, cum să mai explice, pentru că, știți ceva, se dă a doua șansă unui om pe care îl vezi din prima că te vrea cu tot sufletul. Cam asta simt și cred că pe aici sunteți dumneavoastră în acest moment cu această persoană pentru cei care ați ales Pietricica Maro. Drăguții mei, drăguți! Cam acestea au fost cele trei etalări. Sper să fii uh, rezonat cu cât mai mulți dintre dumneavoastră pentru persoanele despre care am vorbit astăzi, cei cu care ați fost în relații sau nu mai sunteți în relații, dar îi iubiți, țineți la ei sau au reprezentat ceva cândva în viața dumneavoastră. Iubiților, aici vă las, ne revedem la următoarea înregistrare, vă pup cu toată dragostea, pa, pa!